Tragerea la sorți de la Casa Fotbalului din București a semifinalelor Cupei României a avut ca rezultat două dueluri care se anunță spectaculoase. Protagonistele vor fi reprezentantele capitalei Steaua și Dinamo și cele mai puternice echipe din provincie, Astra și Petrolul. FC Petrolul Ploiești. FC Astra Giurgiu. FC Steaua București SA. La primul aș fost să spun. FC Dinamo București. Băi, aranjat asta. Rivalele Steaua și Dinamo se vor întâlni în cele două manșe ale semifinalelor pe 25 martie și 15 aprilie. În cealaltă semifinală se vor înfrunta deținătoarea trofeului Petrolul Ploiești și Astra Giurgiu, liderul la zi al Ligii I. Cele două echipe vor juca pe 26 martie și 16 aprilie. Finala Cupei României este programată pe 31 mai pe Național Arena.